Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Te-ai distrat? La 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 la. Cam asta extraordinar, deci videoclipul e foarte tare. Cam asta e ideea și pieselor din ziua de astăzi, în afară de trololo la la la, deci nu e mare brânză. Și atitudine de arșineu. La 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 la. Atitudinea inimii tale. Te strâmi un pic și e altceva. Nu e greu să, nu e ușor să mă opresc, e greu să mă opresc acum. Am râs una bună, e clar că ne-am început bine săptămâna și bine și dimineața. Ce e joi? Joi. Era. Ce eu încep săptămâna când vreau, pentru că suntem la Răsăriți de pe Fix și aici facem ce vrem noi. Bună dimineața și celor de acasă. Bună dimineața și vouă, dragi colegi talentați. Dimineața. Dimineața. Dimineața am zis că renunțăm la bună.
Da. Am renunțat la bună, rămâne dimineața. Ei, pe lângă cântecul și dansul vostru în această dimineață, o să avem invitație trupa Audiogram. Au scos videoclip nou la piesa Hold On. Abia aștept să-l văd și să discutăm cu fetele și cu băieții din trupă. Ioana, Dan și Mihai. Am crezut că o să cânte tot asta. Vine trupa și va cânta. Nu putem să-i punem să cânte chiar asta. Da! Asta să fie probă de foc la răsăriți, dacă vreți. Toți invitații să cânte asta. Da. Ai invitați? Avem pe Daniel Iftene, rubrica Cinemateca. O să vedem despre ce vorbim, nu vă spun că e secret. Eu am pe Vlad Măcicășan. Măcicășan. Vorbim despre pariuri și astăzi ne va explica metode de a paria, tehnici de a paria, suvei, că nu știu cum se cheamă, să pariezi tot timpul pe aceeași echipă, indiferent de rezultat. A, cu tehnici, două față, două dos? Ceva de genul ăsta, da, ca la croșetat. Și mai avem invitați de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, care găzduiește în perioada asta o expoziție dedicată jocului Lego. Să zicem așa, joc. Dar veți vedea că nu este doar un joc, este o chestie foarte serioasă. O adevărată chestii, muncă. Da, ies lucruri impresionante din bucățelele alea de Lego. Așteptăm. Și astăzi vă așteptăm pe Facebook, facebook.com/răsăriți de pe fix, sau la cele două numere de telefon, 504-864 sau 504-865. Pe Facebook, dacă aveți un video care vreți să-l vedeți în interpretarea colegilor mei, Dragoș și Pucu, cu mare plăcere, eu un abia aștept. Sau dacă vreți să intrați pur și simplu în direct cu noi, să ne spuneți un bang bun sau bună dimineața, vă așteptăm la cele două numere de telefon. Ei, după porție bună de râs, hai să trecem la o porție de revista presei. Să mai dansăm un pic. Începe revista presei cu Transilvania Reporter și cu un articol realizat de colega noastră Diana Suciu. Titlul articolului este Întâlnire karmică Mihai Mănuțiu Ada Milea? E o întrebare. Despre ce e vorba? E vorba despre o interpretare ezoterică a acestei întâlniri. A avut loc un eveniment în deschiderea spectacolului Deliruri al Adei Milea, cu scenariul și regia semnate de Mihai Mănuțiu. Mi-a explicat Diana că sunt două semne diferite, două semne astrale diferite, unul este foc, unul este apă și în mod normal n-ar fi compatibil, dar din întâlnirea asta iese ceva de mare, de mare angajament. Da, v-ați gândit vreodată să interpretați în felul ăsta? Deci se pare că viitorul... V-ați gândit? Nu mai ține cont de zodii. Astăzi se potrivește apa cu focul, pământul cu apa și apa cu apa. Bineînțeles. Cred. Vorba aia nu-i mai mare 3 ca 4, dar poate să fie. Da. Da. Bun, în libertatea de azi, pentru cei care sunt la masă, înainte de toate vă doresc poftă bună. Ce mizerii se bagă în mezeluri? Este și o poză aici. Aștept să zici acum niște mizerii din alea. Urechile se bagă la malaxor și se amestecă bine ca o pastă și se adaugă la mezel. Urechi cu șorici. Grăsime, fără îndoială, cel mai folosit ingredient este grăsimea, fiind o materie primă ieftină. De la animale nu se pierde mai nimic, stomacul se bagă și el la unele salamuri, parizeri sau cremvuști. Tendoanele se bagă și ele la malaxor, fiind des folosite la fabricarea produselor din carne. Zic cu colorantul, că ăla e tare. Ghilimele de rigoare. Este și colorant de gândac, mă, din gândac. Cum? Deci eu mănânc mezeluri, dar după ce o să-mi citești aici, cred că mă las. La unele preparate din carne se folosește colorantul roșu carmin extras dintr-un gândac numit coșelina. Da, coșelina? Okay. Coșelina? Coșelina. La 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 coșelina. La 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 la. La 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 coșelina. E, cam asta se întâmplă dacă v-a pierit pofta de masă. Nu e nicio problemă. Dacă noi tot nu mâncăm la 5 dimineața, că n-avem cum, că îți vine înapoi, numai bine, n-o să mai mâncăm vreo două zile. Eu am mai citit articole despre mezeluri și care trăgeau semnale de alarmă, dar niciodată articolele astea nu erau în Libertatea. Deci dacă Libertatea scrie despre asta, înseamnă că e caz grav. Grav! Da. Ăștia s-a făcut ziar serioși. Da, sunt niște serioși și jumătate, fără doar și poate. În pagina de vedete, tot ziarul Libertatea,
Hai să vedem cine se mai pregătește de măritiș. Pe lângă Teo, care săptămânile trecute își proba rochia de mireasă din zi în zi, pentru că nu-i așa, ea e femeia care slăbește de la o zi la alta. Delia Matache și Răzvan Munteanu și-au luat verighete din Belgia. Giulia și Vlad Huidu fac și nuntă și botezul fiicei lor în acea zi. Giulia are și o fetiță sau un băiețel, nu mai știu. Mădălina Drăghici și Ovidiu Pop vor la chef tort cu fructe. Actrița Mădălina Drăghici. Deci nu știu. De ieri mi-a spomenit de tot felul de actori români. Nu știu, frate. Și cine se mai mărită anul acesta? Elena Gheorghe și Cornel Ene o să facă un chef cu 600 de invitați. Mamă, 600 ce de bani au oamenii ăștia. Și Elena Băsescu. Vai, Eva, îi dorim succesuri la nuntă. Succesuri multe. Și nu cu Sida, da. Și la ultima pagină din Libertà. Așa-l cheamă pe iubitul lui ei, măi. Dar mai este Sida, la iubitul ei. Era. Domnul Sida, facem sex? Și am auzit că are numărul de matriculare, inițialele numărului de matriculare sunt HIV. Ironic, autoironic. Ironic de tot. Ciumete. Și pe ultima pagină, Libertatea, un neamț a reușit să domesticească un cuc. Ai pregătit-o, mi-a sărit tocmai din nas ceva. O bufniță, fii atent. Sunt bufnița de companie. Cât de idioții să știa. Și sunt aici patru poze. Hei, de câte ori să-ți spun că nu îmi place carnea asta? Asta spune bufnița. Deci acum, doamnelor și domnilor, vă spun ce e în capul unei bufnițe. Că ce e în capul unui cuc, evident, puteți vedea în fiecare dimineață la televizor. A doua poză. De ce voi oamenii închideți ochii când dormiți? A treia, ai grijă, nu vreau să-mi zboare penele când o piaftână. Și a patra, ok, dacă asta e condiția să mă țin casă, fac și gimnastică. Deci astea sunt articolele din ziarul Libertatea. Aha, ce drăguț, crede un idiot, efectiv, că zice o bufniță? Bă, dar acum vorbește Libertatea despre o bufniță. De obicei vorbește despre tot felul de pupeze. Zilnic avem articole cu pupeze. Da. Din showbiz, în general. Dar vă zic eu, copil abandonat, mi-am dat întâlnire cu mama, e titlul articolului din City News, scris de Alina Mihuț. A fost ziua familiei, o zi mai puțin cunoscută decât alte zile de sărbătoare și la centrul de copii sau pentru copii abandonați. Ieri au fost așteptați părinți sau rudele copiilor și s-au pregătit spectacole, poezii și așa mai departe. A fost inaugurat programul O zi în familie, care se repetă în fiecare an pe 15 mai. Și programul ăsta și-a propus să-i apropie pe micuți de părinți și de rude. Cei mai important este că s-a schimbat puțin legislația în ceea ce privește adopțiile. Etapele procedurii de adopție s-au schimbat, s-au fluidizat puțin, să zicem așa. Dacă înainte dura mult mai mult să poți adopta un copil, acum durează după și mai mult. 30 de zile, nu, după 30 de zile un copil abandonat este declarat adoptabil și procedura durează vreo 9 luni. Cam cât e perioada de sarcină, mi se pare echitabil. Înainte dura mult mai mult, trebuia să îndeplinești niște condiții mult mai severe. Detaliile în articolul din City News. Da, trecem la adevărul de Cluj. Ziarul ficatului tău, pentru că el din ce în ce mai mult coboară de la inimă în jos, pe parcurs, ce scrie din ce în ce mai prost. La pagina 2, europenii și noi, pe ce ni se duc banii? Nu, fiți atenți. Știi că acum, nu știu câte emisiuni, am citit o chestie în care se zicea cine, care bea mai mult alcool. Și bineînțeles că noi eram pe locul 1 și alții pe locul 2, 3, 4, 5, 14, 15. Așa. Acum zice, aici zice, a realizat un studiu în care se arată pe ce își cheltuiesc banii europeni. Cât dai pe mâncare și pe băutură non-alcoolică? Pe ce loc credeți că suntem? Non-alcoolică adică sucuri, nu? Exact, suc, apă și așa. Carbon gazoasele. Mă, tot pe locul întâi suntem, mă. Da. Păi se bea mult. Păi suntem și la una pe locul întâi și la alaltă pe locul întâi. Cum ar fi necesități. Deci fii atent, la Luxemburg, noi 9,2%. Deci cam atâta se duce pe mâncare și băutură non-alcoolică. Zic așa câteva. Austria, 9,8%. Danemarca, Germania, deci țări mari, mă, cu oameni mulți. 11%. Uite, trecem la Cipru, Franța. 11% din ce? Din venit, probabil, din venitul, nu? Tău. A, din venitul, da, tău. Cât se duce pe asta? Dar, măi, Germania are la oameni de
păi, grămadă. Păi ce... nouă ne merge 100% că avem salarii de 6-7 milioane. Da, da. De asta pe locul întâi. Uite, Franța e 13%, Italia e 14%, Ungaria, vecinii noștri, 16%, Letonia, Polonia, România, 30%, frate! Aproape 30%. Deci asta e mâncare și... și suc, și suc, apă, și ce mai non-alcoolic, și compot. Restul de 60%, băutură, alcoolică. Alcool, da, alcool. Face 90%. Da. Dar nu o să ne cumpărăm mașini, benzină sau alte prostii, sau să dăm banii pe fufe, da, pe turzi. Nu. Higienă, 5%. Exact, exact. Trecem la pagina 4, unde să vorbim și frumos despre oameni. La 8 ani, o pianistă din Râmnicu Vâlcea a cucerit Parisul. Mica pianistă, Anca Nicoleta Fuiorea, 8 ani, eleva școlii populare de artă din Râmnicu Vâlcea, s-a întors din Franța de la concursul Musical de France. Unde a obținut, dai seama, dimineața și cu franceză. Bravo. Unde a obținut marele premiu acordat la secțiunea Enfantin. Hey, what? Enfantin. Enfantin, mă. Enfantin. Așa, mă. Enfant. Qu'est-ce que nous avons préparé pour aujourd'hui? Da, dintre 500 de pasionați a luat concursul foarte frumos. Elevă a profesoarei Galina Nemțeanu. Anca a început să cânte la pian de la 5 ani, moștenind-o pe mama ei și uite că acum a câștigat. Bravo, atât am vrut să zic. Bravo, bravo, Anca Nicoleta. Păi și Mozart. Auzi, îți plac articolele astea cu copilaj campion, cu copii. N-ai luat niciun premiu niciodată? Ei, nu. Tocmai că am luat. Tocmai că ai luat? M-aș mira. Să nu iau. Bine, nu la pian. Nici la școală. În cartier, la noi, la sex. Trecem la pagina 12. Enfant, ziua 0 pentru Facebook. Domnule, să fiți pe fază că Facebook își vinde acțiuni. Cumpărați? Am crezut că mai trece la un nou timeline, că mă sinucideam, jur. Nu mai pot. Păi și se listează la bursă sau cum se procedează? Da, uite, bagă la bursă 16% din întreg portofoliu. Păi dacă după modelul MySpace care a murit, da, așa o să vină și rândul Facebook-ului să fie îngropat și uitat, cu siguranță. A murit MySpace-ul? Cum îl vinzi, moare? După o vreme nu mai merge povestea. O să fie Gmail Plus, nu? E probabil dacă vinde 16%, oamenii ar fi având și alte idei decât timeline-ul, care sigur e numai alu Zuckerul ăsta, sau Zuckerberg, sau Zuckerberg. Zucker. Alu Enfant ăsta. Zuckerul, da. Da. Foarte important, sunt sigur că nu puteați dormi noaptea dacă nu făceam știrea asta. Acum puteți dormi liniștiți. Zid ceva mai despre avem... femei. Mai... Așa, de unde știi? În am câte... citit gândul. Stați un pic, eu sunt lăsat așa pe Facebook. Câte like-uri dai pe o acțiune? Câte acțiuni dai pe un like? Mai bine. Ne-am blocat. Putem să trecem mai departe. Zic, zi de femei. Ne-am blocat. Zi de femei, Adrian Cucu. Femei neepilate respinse de societate. Un adevăr general valabil de altfel, nu? Sau sunteți printre domniile voastre, domnilor, doamnelor, fete și băieți, cărora vă place chestia asta. Există o tipă, Mero Tool sau cum Dumnezeu se citește, a stârnit controverse după ce și-a expus la TV părul de sub braț și de pe picioare. Oaha! Reacția generală, oaha, care e asta? După apariția irlandeză, Mero Tool, oaha! 28 de ani. A stârnit controverse. Cică nu s-a mai epilat, atenție, de 18 luni? De 18 luni, frate. De 18 luni. Deci ea se dă cu piaptă, nu așa, și merge în jos, pe sub braț și pe picior. Și jos la gleznă, aș face așa. Și are un creț mic, știi, că e freză franțuzașcă. Zice, și avea un păr fuior, dar nu pe cap, ci pe picior. Exact. Păi la un moment dat, Cucu și Dragoș, era, nu știu în ce țară, o lege. Femeile să nu se mai epileze pentru că sunt atrăgătoare și dacă sunt atrăgătoare, ajung să fie violate. Deci ei așa vor să stopeze violatorii. Viola. Să nu se mai epileze. Unde era femeile? Legea asta? Să stabilim. Nu știu. Că nu, era într-o țară
Nasoală. Da. La bine, mă, hai să zicem, arată cum arată, te uiți, hai să zicem că în timp, în mii de ani te obișnuiești. Dacă stai în pat noaptea și suplapă, mă, când pui mâna, simți așa un raton. Nu? Zici, a, ratonul meu drag. I se mai zice... Ți se oprește mâna, mă, în blană, extra. Se mai zice bască de păr. Bască de păr. Sau mohair. Cred că putem trece la asta. Cred că putem trece. Eu sunt sigur că aceste femei care își lasă părul să crească folosesc foarte mult șampon. Da. Ne-am întors la păr, ne întoarcem la clasicele și naționalele dacii. Da? Mă duce cu gândul o întrebare de-a lui Cucu. A zis că folosesc foarte mult șampon. Oare este șampon pentru părul de pe picioare? Scapă de mătreața de pe picioare. Numai cu... Cum să nu? Ăla pentru uz veterinar poate fi folosit. Altfel nu sucă. Îți dai seama că putem merge cu asta foarte departe. Bun. Parcul Auto Clujan, cum vă spuneam, a crescut cu 2600 de unități în 2012. Deci 2600 de mașini în 2012. Nu-i puțin. Noi. Dar abia 10% dintre autovehiculele nou intrate în circulație se află la prima înmatriculare. Deci, asta este. Și statisticile arată că cele mai multe sunt clasicele daci, iar pe locul imediat următor se află mașinile aduse din țări europene. Dacia e mașină? Da. Uite, și vă mai zic despre Dacia, din capital de data asta. Francezii au declarat încă de la început că le este teamă de uzina Dacia de la Tanger. Știm că s-a descris o investiție a acestei corporații Dacia în Maroc. Și românii au privit cu rezervă lucrurile astea. Din 9 februarie s-a deschis uzina de la Tanger. Deci înseamnă că angajăm... Bine, e greșit să zicem că noi românii angajăm pe alții, pentru că nu-i... E un brand românesc, dar ține de francezi. Francezii sunt proprietari acum. Hai să zicem că noi românii angajăm pe alții pe bani mai puțin decât ar fi lucrat la noi. Ca să câștige la marocani. Regului mai mult. La marocani, da. Marocani avem și noi, dar mai bine la marocanilor. Numai că ai noștri nu prea lucrează. Era o poveste cu salonul auto de la Geneva, vorbeau reprezentanții mai multor țări cum etanșeizează mașinile și au venit nemții, au zis, domnule, noi lăsăm o muscă în mașină timp de o săptămână, dacă mai trăiește după o săptămână, înseamnă că scapă aer pe undeva, na, trebuie să reluăm proiectul de la zero și vedem cum etanșeizăm. Zic japonezii, noi lăsăm un cățel și stă, dacă după o lună, îi lăsăm mâncare, lăsăm tot. Dacă după o lună mai respiră, înseamnă că scapă aer pe undeva. Și zic românii, lăsăm și noi un cățel și pe unde scoate capul, înseamnă că pe acolo nu e tan și mai încărcăm cu chită. Pe unde nu, da, chiar nu dansăm un pic. La, 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 la. Dă-i mai tare boxă. Misiunea noastră într-un mod normal, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. În cancanul de azi, cum arătau vedetele pe vremea când nu aveau stiliști? Rău, groaznic. Penelope Cruz, vedeți acolo în imagine, groaznică, deci nu urâtă, mă! Fată, ești oribilă! Zăbăloasă-i termenul, dar nu putem să zicem așa la televizor. Fată, îmi repugni! Hai să mergem mai departe la George Clooney. Hai că e drăguță, dacă eram și noi în liceu pe vremea aia. Uite, George Clooney, it's not bad. George Clooney... Nu-i bad! Uite-te cum arată. Nu, băi, anormal. Te zici că e nebun la cap. Un pic, cam așa a stricat povestea, da? Era... E ca dans pe tarul era... tinerețe. Da, dar așa era moda atunci, ce vreți? Fiți atenți, Catherine Zeta-Jones. Nu e mare diferență, adică era o drăguțică și înainte, chiar dacă avea părul crez și nu era tocmai cea mai machiată din lume. Kate Winslet. O vedem jos. Nu prea merge. Da. Și Uma Thurman. Diferența e de la cer la pământ. Da. Diferența e foarte, foarte, foarte mare. Așa o să fie un articol și despre noi
dragii mei. Da, sigur. Peste ani și ani. Eu zic într-o zi să ne aducem poze din liceu cum arătam. Nu putem. Nu? Nu, m-am gândit și nu putem. Păi și eu m-am gândit bine și am zis totuși putem. Pentru că-s groaznice. Așa. Vai. Bun. Da, domnul Dragoș. Domnul Cucu. Domnul Dragoș. Ce se întâmplă? Stați să dau reclamele puțin mai mici. Ca să putem și arăta articolul. Comuniștii îl vor pe Ceaușescu președinte, pe Valentin Ceaușescu președinte. Fiul fostului dictator, fratele lui Nicu Ceaușescu, ăla adoptat-o. Și urmașii lui Ceaușescu, există o organizație încă la noi în țară, comunistă? Există așa ceva? Există. Serios. Scroll, dar stai să nu se vadă reclamele. Așa vor să-l aducă pe Valentin drept candidat la următoarele prezidențiale. Și au și un motiv clar. Zice ei, domnule, e cel mai cinstit român. Hai de capul. Bun, nu o să detaliez foarte mult despre ce e vorba în articolul ăsta, dar mi-au plăcut comentariile, cum își dau ăia de pe forumul, de pe zona de comentarii al articolului, cum își dau unii altora. Își dau în gură. Da, regretă timpurile alea, spun că atunci datoria României era de zero. Normal că toți aia care scriu acolo sunt fost securiști, foști oameni care aveau avantaje pe atunci și regretă timpurile alea. Da, și e descris în evenimentul zilei, găsim articolul ăsta, e descris o ședință de-a lor, un reportaj de culoare drăguțel. Atâta, nu mai zic. Eu cred că ajuns despre papanași ăștia. Am ajuns la ziarul Click, în pagina de vedete, Tavi Holland, femeia ideală, bună în pat și la cratiță. Așa. Nu, să păstrăm un moment de reculege. Care-i faza? Bună în pace la cratiță? Nu pot vorbi. Ce să mai zici despre deci, asta? A rămas... Cum mă, e bună în pace la cratiță? Bă, cât de aberant poți să fii? Mă, tu ești prost? Numai ce, că poate trage un pumn la camera aia. Cum poți să zici că trebuie să fie bună la cratiță, mă? Dar tu da. La ce ești bun, mă? Adică... La cântat? Ai impresia că ești bun la cântat? Spune, mă, animalule! Nu ești varză! Uai! Să trecem mai departe. Cum ar zice Rodion Roșca, oameni retardați cu concepții primitive. Exact. Da. Adică el după ce face sex, vrea să mănânce animalul care cântă un pic, să mai aibă voce, să mai... Foarte frumos, foarte frumos. Și din pagina de jocuri, dragi colegi, pastă de fructe din trei. Din trei litere? Da. Suc! Și mă gândeam deja la fructe. Stai că zic. Pastă de fructe din trei. Suc! Suc! Nu. Dacă-i pastă, gem! Gem! A. Săptămâna viitoare facem cu sudoku. Asta e și ziarul Click. Gata cu revista presei. Oh, dar atâtea articole importante am avut. La 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 la. Hai să mergem. Lo 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 lo. Spre publicitate.